Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou clip. Astăzi vom face o nouă cursă, de data aceasta pe asfalt, cumva nu ilegal, pentru că acest drum este închis spre sfârșitul lui, la vreo 200 de metri de aici încolo, pentru că se lucrează la un pod și pur și simplu pe acolo nu se mai poate trece. Există un drum care este ocolitor și pe acolo o ia toate mașinile, deci pe aici nu se mai circulă. Și cumva de asta spun că este regulamentar, adică nu este ceva ilegal. Astăzi vom face o cursă între BMW-ul E90 cu motor de 2150 de cai benzină, cutie automată, care are ca și greutate 1450 de kg. Versus Audi-ul A4 B6, care are 115 cai de fabrică, plus un soft care o duce la 140 plus de cai. Deci bătălia asta se dă cam în... aceeași cai. Audiul vine puțin mai avantajat, ca să spun așa, pentru că este diesel, are și o turbină și cutia este manuală în 5 rapoarte. Dar vine cu un dezavantaj, pentru că această mașină este cu 60 de kg mai grea, și anume are 1 tonă 510 kg. Am sincer ca BMW-ul să fie puțin mai greu, dar se pare că Audiul este mai greu. Ne aflăm în Audi, prima cursă va fi făcută în Audi, după care vom trece în BMW, după care vom trece iar în Audi. Să vedem, să schimbăm cumva și șoferii și să vedem dacă se vor cunoaște diferențele. Așa că, fără prea multă vorbă, să vedem care pe care. Și în prima fază Audi-ul câștigă, BMW-ul pierde. Acum trece la a doua cursă să vedem dacă se vor cunoaște diferențele, pentru că cumva schimbăm și șoferii. Și a doua cursă a fost câștigată de BMW. Acum mai facem încă una, să fie a treia, să fie gen decisiva, și aici ne dăm cu părerea definitivă. Până acum este 1-1, mașinile s-au descurcat destul de bine. Așa că haideți să vedem și o a treia cursă. Și cam aceasta a fost și cursa. Ați văzut și voi, mașinile au fost undeva cam pe acolo. Cred că dacă eram la volanul ambelor mașini deodată, cred că mașinile erau pe acolo. Adică nu cred că era mare diferență între mașini la linia de sosire. Așa că lăsați-vă și voi părerea în comentarii. Lăsați și un like. Dați acolo pe butonul de abonare pentru a ne face cât mai mulți și a face clipuri din ce în ce mai bune și cu cât mai multe curse. V-am pupat și o seară extraordinară. Pa!